Două de procente și n-a făcut nimic. Unde s-au dus procentele astea? Că la dumneavoastră nu s-a dus foarte mult. S-a dus un 6-7%. Și restul de 15% unde s-au dus? Probabil că foarte mulți oameni dezamăgiți și foarte mulți oameni care n-au mai vrut să voteze și care se reorientează în această perioadă. Adică, dumneavoastră spuneți că în 2016, dacă au votat PSD, au votat poate alte partide acum, poate pe liberali? Eu am învățat în acești ani de politică, am învățat să mă uit pe cifre, dincolo, că sigur, dacă îl rugăm pe domnul Pieleanu, ne explică care PSD-ul 98, ce în creștere și în 2014, în primul tur, nu vorbim de turul al doilea, că turul al doilea e o chestiune diferită. În primul tur, candidatul PSD a avut 4 milioane de voturi. În 2016, PSD-ul a avut 3 milioane de voturi. A pierdut un milion. Un milion într-un an și într-un an jumate. După care, în 2019, a avut 2 milioane de voturi. A mai pierdut un milion de oameni. Oamenii ăștia nu e nici că au plecat din țară, că nu cred că alegătorii PSD sunt primii care emigrează, nici n-au murit, că sunt un an sau doi. Deci sunt oameni care au fost dezamăgiți. Nu mai vorbesc că n-ai mai câștigat nimic în voturi noi. Probabil că la următoarele alegeri, probabil că doamna Dăncilă va avea în jur de un milion și ceva de voturi la prezidențiale. Uite, vă dau scris acum 1.200.000, să zicem, că va avea. Interesant pronostic. Și chestia asta, tot timpul să pierzi câte un milion la fiecare alegere. S-a întâmplat la PASOK, Partidul Socialist din Grecia, s-a întâmplat la polonezi, s-a întâmplat la bulgari, s-a întâmplat la unguri, s-a întâmplat cam în toate țările din Europa de Est. Sigur, și francezii unde au dispărut. Se întâmplă la SPD-ul german, cel mai vechi partid de social-democrat din lume. Bună observație, cam dispar partidele de stânga, alea tradiționale pentru din că Europa. Dacă nu, pentru că dacă nu înțelegi că lumea s-a schimbat. Și eu am crescut-o la școala PSD cu domnule, noi am crescut, dat pensii salarii. Am înțeles, oamenii, uite, pensionarii, 5 milioane, au avut pensii mai mari. Cei de bugetari, 1,5 milioane plus familiile, au avut salarii mai mari. Dar nu au votat PSD-ul. Păi aveți o explicație pentru asta? Evident, pentru că oamenii, pe bună dreptate, spun, dom'le, nu mi-ai dat de la tine, de la PSD, că între timp la PSD ți-ai dat 7 milioane de euro subvenție. Da? Vezi că ai dat din banii noștri, ai tuturor, deci era obligația ta să dai. Mai departe, asta vreau înseamnă să... că oamenii s-au maturizat politic, da? Au alte așteptări, evident, pe bună dreptate. Au așteptare când merg pe drum la mare să fie drumul mai bun, au așteptare când se duc la spital să fie spitalul mai bun, au așteptare când își duc copiii la școală și mai nou, pentru că a izbucnit această criză din cauza tragediei de la Caracal, și dar era o problemă latentă. Și anume, oamenii au așteptarea pe bună dreptate de siguranță personală. România era o țară sigură față de Occident, de America. Nu am avut atentate, doamne n-am ferește, avut atentate, n-am avut totuși, incidente cu violență. Interlopii, mafioții ăștia erau cam toți prin pușcării prin 2014-15. Sau prin străinătate. Sau fugiți din țară că da. Își făca, da, așa cu statul ăla, și că paralel, că e înregistrat, domnule, îi băgase pe toți, pe clanuri, pe nu știu ce. Acum sunt toți liberi, sunt toți bine, nu se întâmplă nimic, sunt la 112 și te ceartă. Așteptările sunt altele și pe bună dreptate că așteptările sunt. La fel așteptările tinerilor. Tinerii ce să audă tot pe doamna Dăncilă că le